să mă abțin să nu râd. Așa, salutare tuturor și bine v-am regăsit. Suntem la Londra, facem un vlog, m-am îmbrăcat frumos. Am pus pe mine frumos, cămașa albă, sacou, carouri. Mi-am pus, așa a zis Lorena. Așa a zis Lorena împreună cu Hype, uite că trebuie să îmbrace un bărbat prezentabil. Și suntem aici la niște clădiri, niște mall-uri, niște lumini albastre. Acolo sus se întâmplă un eveniment. Și m-am întâlnit aici cu unul dintre românii veniți la muncă în Marea Britanie, care stă rezemat de un zid așteptând să se întâmple o binefacere, o situație. Bună seara! De la YouTube vă deranjez. Ne puteți spune, vă rog, cum vă numiți? I don't speak, I'm sorry, no. You don't speak? I don't speak, no. No, no, no camera, no. Mai încercăm o dată? Boss, vorbește și cu noi? La ce televiziune ești? De la ProTV, sigur, nu. Nu. Eu știu că sunt mai mic, dar sunt foarte onorat să vorbesc cu un ce sunteți dumneavoastră? Don't put yourself down. Suntem aici cu Mihai. Da, salut George. Nume de familie H. Da, și mijlociu Alexandru. Și suntem împreună aici să petrecem. Suntem invitați de Samsung, practic la petrecerea de 50 de ani. Și se lansează și un experiment. Și am zis că să nu povestesc singur despre chestia asta. Dacă ai disponibilitatea să spui, dacă ai aflat ceva ce se întâmplă acolo. Păi de aici, din stradă se vede că se numește Space Selfie. Așa. Oamenii ăștia au trimis un balon cu heliu undeva în stratosferă, în care sunt două telefoane, una se filmează pe cealaltă și unul din telefoane poate să primească niște imagini și niște selfie, adică de la voi sau de la noi. Știi care e faza cu telefoanele alea? Că sunt niște telefoane pe care le aștept la review de foarte multe vreme, probabil că le-au trimis în spațiu de nu ajung la noi. Da, un S10 Plus 5G sau un Note 10 Plus 5G. Da, e ceva cu 5G. Cu 5G, da. E ceva ce încă noi n-avem. Eu am. Actually, nu trebuie să zic așa. Dar parcă eu... George se supără dacă primește telefonul ultimul sau nu le primește primul, se supără, e ciufut, nu vrea să se zic. Puțină lume știe că Mihai, pardon, Mikey, cum se zice corect? Cum e buletin? Mihai. Am mușcat. Mihai chiar are un acces privilegiat la produse și device-ul Samsung pentru că este Samsung fanboy. Ești? M-am devenit Samsung fanboy, eram, dar chiar am devenit. Da. Și îmi place. Da, auzi, aici plouă, vrei să intrăm la petrecere? Păi, eu tot zic asta de ceva vreme, hai! Așadar, hai să vedem împreună, în primul rând, ce au încercat să facă oamenii ăștia și apoi mergem un pic la petrecere să vedem dacă ținutele alese de Hype, uite, împreună cu prea frumoasa mea soție, chiar funcționează și au efect asupra londonezilor. Ne vedem un pic mai încolo. Sending the Samsung Galaxy S10 to space using a high altitude balloon system. Users submit their selfie. These are then sent to the flight module where it's displayed on the S10. It's then photographed, sent back down that communications network back to the users. It sounds pretty simple. Is it simple? It's not simple. What's the launch about tonight? They're launching our faces in space. What's that? They are launching faces in space. Oh, okay. Would you let your face go to space? I guess so, yeah. I don't know what it means though.
They send selfies into space. Tonight? Eventually, yeah, if it works. And then to whom in space? Maybe the aliens. Ah. Oh. Should work. Yeah, interesting. Okay, thank you. Thank you. What's your name? Gijs. My name is Gijs. Gijs. Yeah. Nice name. Where are you from? Holland. Yeah. I love Holland. I love that football player, Armin van Buuren. Armin van Buuren? He's the DJ. Yeah, I know that. I was just teasing. Ah, oh, okay, okay. Bye bye. Personal, niște galerii foarte drăguțe, restaurante, toate alea, inclusiv George Buhnici aici. E o statuie, nu e, e diceară. Așa, și aici undeva sus este un mare, mare concept store Samsung, unde participam la un eveniment acolo, care descrie selfie. Eu doar încerc să-mi tachinez, dar până la urmă o să-mi iasă, să vedeți că eu chiar... deja se bulbuie, are emoții. Care are două telefoane legate de el și unde vă puteți voi trimite selfie-ul vostru ca să apară, practic, la marginea spațiului. Să aveți selfie-uri spațiale, să aveți fețele spațiale ale voastre, dacă aveți chef. Space, the final frontier. George, hai să mergem, mi-ai promis un single malt acolo sus, mi-ai spus că am un whisky. Deci cum ai, care e faza cu selfie-urile în spațiu? Hai, de parcă nu știi cum e. Te-ai dat de cu... Îți dau tax să urmărești story-ul pe care l-am făcut, nu? Și pe aia le acolo. Ești pe story? Yes. Yeah, man. Ok, see you in space, bro. Spațiul acesta este Samsung King's Cross și sunt unul dintre cele mai faine locuri în care să vii să te joci cu telefoane și tot felul de gadgeturi. Dacă stai prin Londra, dacă trăiți aici, dați o tură prin King's Cross și vedeți locul. Asta e ca o paranteză. Însă în seara asta am venit aici ca să-mi fac un selfie împreună cu un fotomodel de succes. Un selfie la grămadă cu foarte mulți oameni, însă whatever works, nu contează, important e că mi-am trimis fața în spațiu. Deocamdată doar fața, eu visez să mă trimit cu totul, dar până atunci chiar și fața trimisă în spațiu cred că ajută. Acum, cum au făcut oamenii ăștia toată povestea, e destul de complicat. Din punct de vedere tehnic, trebuie să ridice cu un balon meteo dincolo de stratosferă, un echipament foarte sofisticat, însă ideea mi se pare foarte faină. Și da, este o activare de publicitate. Și da, eu cred că e o chestie interesantă. Până la urmă, Samsung face 50 de ani. Apropo, au făcut asta cu un S10 5G, 10x550, nu știu ce mi-a venit asta aminte acum. Anyway, dar indiferent că ești sau nu utilizator de Samsung, poți să apreciezi un lucru important. Samsung este parte a vieților noastre, într-un fel sau altul. Cred că cu toți am avut ceva de la Samsung, iar felul în care ei s-au implicat în industria, mai ales a telefonelor mobile, a făcut ca această industrie să meargă înainte mai repede. Și pentru asta, măcar pentru asta, și pentru televizoare, și pentru mașini de spălat, și pentru toate celelalte, putem să spunem la mulți ani Samsung și mulțumim pentru telefoane. Mulțumim pentru tehnologie și mulțumim că ne-ați trimis selfie-ul în spațiu. Verifică și tu dacă selfie-ul tău a ajuns în spațiu, dacă te-ai înscris în această... în acest experiment, în această misiune, cum i-au zis ei, eu mă întorc acum la petrecere că trebuie să recuperez pe Mikey, că l-am rătăcit undeva pe acolo. Sper că ți-a plăcut acest mini-vlog, acest mini-experiment. Încă o dată, la mulți ani Samsung și mulțumesc pentru selfie-ul trimis în spațiu. Eu aștept versiunea de Samsung Galaxy S20 cu buton de teleport în spațiu. Numai bine!